Cumpărați coinșii NFT24 de pe U7Buy folosind linkul din descriere și folosește codul UNREALBYTE pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. Salut și oameni, este la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi facem un videoclip mai interesant pentru că fac tutorial cum să instalați moduri pe NFT24. Pentru că mai puțin și apare NFT25, trebuie să apucați aceste moduri pentru a face cariere foarte, foarte interesante înainte de NFT25. În acest tutorial o să vă arăt pas cu pas cum să faceți, este foarte simplu și dacă urmați toți pașii și faceți exact ca mine, cu siguranță o să meargă. Așa că haideți să începem. Ei bine, în primul rând ai nevoie de Cheat Engine. Ca să faci rost de Cheat Engine, trebuie să intri pe primul link de descriere pentru că o să am eu în descriere fiecare pas pe care facem cu fiecare link descrescător. Adică acesta va fi primul link de descriere la categoria tutorial. Așa că este foarte simplu, download Cheat Engine, iar după ce s-a descărcat acolo în dreapta sus, îl deschidem. Ok, acolo, next, skip all, n-ai nevoie de aceste antivirusuri, sunt proaste, skip all. Iar acum așteptăm până când ne se face aici, să vedem dacă se face și mai rapid, poate. Ok, și s-a făcut și acum am zis dacă vreau să launch the application or on exit. Și zic că nu vreau să intru în aplicație, așa că defez și dau finish și trecem mai departe. După ce ai instalat Cheat Engine, va trebui să te duci la videoclipul acesta de pe canalul meu, acesta cu NFT24 plus Cheat Engine la feitor toate astea, care este destul de ușor să-l găsești, este cel mai vizionat videoclip de pe canal. Și pur și simplu te duci pe linkul acesta al doilea. Vedem că al treilea link este WinRAR-ul, presupun că știți cum se descarcă, este foarte simplu. Acesta este site-ul, descărcați WinRAR ca să puteți să deschideți fișiere, altfel nu o să puteți. După ce ați descărcat WinRAR, care cred că oricum îl aveți, aveți aici site-ul care vă trebuie. Avem Cheat Table și editor. Foarte simplu. Și astea sunt versiunile. Versiunile vedem aici data în care au apărut și noi vom avea nevoie doar de cea mai nouă versiune, adică 27 iunie. Așa că apăsăm aici și apoi apăsăm aici la NFT24 cât ăsta aici, repede să se descarce și vedem că aici în dreapta ni s-a descărcat. De asemenea, tot pe linkul acesta aveți aici Live Editor, care aveți nevoie de el și avem cea mai nouă versiune pe 5 august. Mergeți să descărcăm și această versiune. Îi dăm aici click și s-a descărcat. Iar după ce ai făcut aceste două chestii, va trebui să intri pe al treilea link din descriere, unde vei intra pe acest site de unde vei lua Mod Manager. De această aplicație ai nevoie ca să introduci modurile. Este foarte simplu. Vezi aici Mod Manager, îi dai download. El o să te bage mega, este foarte normal, și îi dați aici download. E bine, și până acum ne-am descărcat Cheat Engine, Cheat Table, Live Editor și Mod Manager. Însă ce face cu aceste chestii? Păi mi-e place să le organizez și încep cu acest Cheat Engine, nu avem nevoie să-l avem neapărat pe desktop, de asemenea pentru cât își le va trebui să facem un fișier pe care l-am denumit aici EFC Mods, EFC 24 Mods, unde am adăugat aici două foldere, unul cât și unul LE, pentru fiecare rar pe care l-am aici, cât la cât și LE la LE și Mod Manager o să rămână aici afară. Acum tot ce rămâne este să le dați extract la toate, merge la cât la EFC 24 cât, extract here, iar la LE, EFC 24 LE, îi dăm aici extract here. Și desigur o face aceeași chestie și la FIFA Mod Manager. După ce am făcut chestia asta, noi nu mai avem nevoie neapărat de aceste fișiere rare, deci puteți să le ștergeți. Avem nevoie de aceste foldere. În aceste foldere găsim acest FIFA Mod Manager, care o să avem nevoie foarte mult de el, așa că trebuie să intrăm instant în el. Jocurile de la EA FIFA, să zic așa, FIFA EAFC 24, o să le afișeze aici pe toate. În caz că aveți și FIFA 23, 22, o să le afișeze. Dar până ne interesează doar EAFC 24. Așa că îl selectăm, îi dăm select și acum ne-a apărut această interfață unde putem să adăugăm moduri. Este foarte, foarte, foarte simplu. E bine, mie în primul rând îmi place să mă duc la launch și să apăs pe această săgeată și să apăs Auto Launch Live Editor. Ca să nu uităm. Asta trebuie să fie făcută clar. Iar acum că avem Mod Manager, ne mai rămâne modurile. Iar pentru moduri, verificați ultimele 3 linkuri din secțiunea de tutorial și o să vedeți acolo 3 linkuri pentru 3 site-uri diferite de unde puteți să vă luați moduri. Iar aici este foarte ușor, dați pe EFC24, care este foarte ușor. Puteți să-i dați aici Kids și aici avem EFC 24 Kids 24-25 sezonul 24-25. Intrăm pe site, aici spune ce mai exact avem, nicio problemă, și dăm server 1 sau server 2, nu prea contează, îi dăm download. Ne bagă pe un site unde o să îi dăm download, iar după ce s-a descărcat, lăsăm în pace și mergem să continuăm să descărcăm și alte moduri. Tot pe acest site mai putem să găsim multe moduri interesante pe aici. Pe lângă kituri, putem să găsim și gameplay. Și aici avem EFC Improved Career Mode Gameplay, care este un mod care eu îl folosesc. De asemenea, o să vă las
las în descriere toate modurile pe care eu le folosesc. Iar dacă voi vreți să folosiți fix aceleași moduri la fel ca mine, puteți să le descărcați de pe linkurile acelea. Dar sunt cam aceleași pe care vi le arăt și aici. Am descărcat FC24 CIA Gameplay, FC24 CIA Career Mode. Intrăm repede să le descărcăm și pe ele. Ne bagă pe acest site, uităm aici download. Iar după ce s-a descărcat, trecem mai departe. O să descarc și eu FC24 CIA Gameplay. Iar după ce s-a descărcat, trecem la următorul. Însă de ajuns cu site-ul ăsta, v-ați prins care e treaba. Avem aici mai multe categorii: Boots, Database. La Database e foarte interesant, o să descărc acum ca să nu uit. Și o să descărcăm primul mod. Bine, nu-i mod, este un fișier care ne bagă nouă squadurile pentru 2024-2025. Dăm și aici download, fără nicio problemă. Și mergem mai departe pe site-ul următor, care este al doilea link de descriere la categoria tutorial, acolo ultimele 3 de fapt. Și este acest site, care este și ăsta destul de bun. Avem aici un mod destul de interesant, Unlock Player. În caz că știți, nu puteți să editați playerii, editați staturilor, fețelor, nu puteți să le editați. Însă dacă descărcați acest mod, care este destul de simplu, o să puteți faceți chestia, adică o să puteți să-l modificați pe Lionel Messi la față și la staturi. Intrați efectiv pe link, selectați modul, duceți la files, aici nu prea contează, eu îi dau manual download, apoi download. De asemenea, pe acest site vă poate spune să vă logați, e destul de simplu, îi dați register, vă faceți un cont aici și vă logați, eu nu o să stau acum să-mi fac. E bine, și de câte se pare chiar trebuie să mă loghez, ok, hai să mă loghez repede. E bine, și acum după ce m-am conectat, îi dăm aici slow download și apare, vedem că s-a descărcat automat aici fără nicio problemă. Uite, hai de asemenea acest mod care face toți jucătorii să fie happy. Ceea ce este perfect, adică la carieră mă refer. Manual download la fel, slow download, în 5 secunde se face. Și după ce s-a făcut, haideți să trecem în ultimul link de descriere, care este acest site. Un site destul de bun cu foarte multe moduri. Adică sunt mai multe moduri băgate într-unul, nu știu cum să vă zic. Dar în general mie aici îmi place să folosesc doar două moduri, care nu prea sunt moduri neapărat, dar na, sunt moduri. Acest IMSGM mod Base 4.0 Faces, care le bagă fețele în joc. De asemenea, aceste două, dar nu știu care e bun, nu mai țin minte care e bun, acest mod Base Squad, care îți adaugă echipa, și asta care îți adaugă Brazilia. Așa că noi o să descăm pe toate trei, apăsăm click pe el. Ok, ca idee, când apăsați pe aceste două linkuri sau aceste două chestii aici, trebuie neapărat, deci neapărat să vă bage pe acest site. Dacă vă arată altceva, nu apăsați, pentru că vă arată, vă bagă efectiv, cred că a durat vreo 2 minute până am ajuns la această parte, zic așa, așteptăm 3 secunde. Bine, dacă aveți adblocker, probabil nu o să vă dea, eu pot să n-am aici pe Google Chrome. E bine, și în sfârșit m-a băgat pe acest site mega, foarte, foarte greu, deci sunt foarte multe aduri. Îi dăm download și cam asta a fost modurile pe care noi le vom descărca. Mergem acum să le băgăm. E bine, și-am făcut eu un folder aici, în acest folder al nostru, unde am băgat aici toate modurile. O să dăm extract here la aceste raruri. Iar acum că le avem pe toate, vom pune toate aceste care au iconița aceasta de MM, o să le selectăm și o să le tragem în acesta, în interfața noastră, zice. Ok, asta nu merge aparent. Vă zice aici că nu merge, apare această iconiță, pentru că este prea adaptat jocul și versiunea este veche. Atunci dai remove. De asemenea, kiturile, hai să le pun pe toate. Și înainte să trecem mai departe, trebuie să punem și squadurile care le avem aici pe amândouă. Pentru a face asta este destul de simplu, vă duceți la document, la FC24, la settings și aici aveți toate squadurile. Și eu dacă o să dau așa, cred că deja le-am băgate, da, replace pe unul, cred că mă l-aveam băgat, da, e ok. După ce am făcut toate chestia asta, mai rămâne această interfață unde va trebui noi să băgăm toate modurile noastre. Așa că dăm pe fiecare și dăm apply modes. E bine, după ce le-am adăugat pe toate, vedem aici că sunt 9 moduri. Îi dăm launch și o să se dea launch cu Life Editor. Îi dăm OK mai departe, o să ne bage aici în Life Editor, îi dăm Run Game. Iar acum vedem că ne-a băgat în joc, îi dăm aici A mai departe, eu sunt controllerul. Aici îi dăm, atenție, îi dăm Cancel în Play Offline. Nu trebuie neapărat să dăm pe offline e-app-ul sau Steam-ul, trebuie doar să nu intrăm online aici. Aici îi dăm F9 ca să închidem această interfață. E bine, și dacă mergem la Profile, la Low Squads și selectăm probabil pe prima, cel puțin care vă apare vouă, și dacă vă duceți la Edit Teams, la Team Sheets, aici vedem că avem echipamentele noi și nu doar atât, avem și jucătorii transferați. De exemplu, la Real Madrid este Endrick Mbappé, ia uite aici cum sunt. La Barcelona este Lamine Yamal, Dani Olmo. E, poate nu sunt toate transferele făcute la zi, dar sunt multe dintre ele. Ba chiar și echipamentul lor foarte frumos. Și acum haideți să creăm o carieră nouă să vă arăt acolo mai multe din aceste moduri. E bine, aici am ales Real Madrid ca exemplu. Echipa e la fel cum v-am arătat-o înainte. Dacă mergem la Squad Hub, ar trebui să putem să vedem fața lui Endrick. Haideți să reușim. Și da, nu este băgată din cauza că am ales squadul greșit. Da. Eu am multe squaduri, după cum ați văzut, și mă cam
încurc în ele. Probabil voi o să aveți doar 2 sau 1, deci o să le găsiți pe acolo cam care e treaba. Practic ce se întâmplă, să fac transferuri realiste, adică nu sunt așa ciudate, habar n-am, să vedeți transferuri care n-au niciun sens, să fac mai multe loan-uri. Jucătorii știți că sunt toți happy sau very happy. Iar de asemenea ne-a adăugat și acest nou development plan, King of the Midfield. Și desigur că am modificat și pe celălalt, dacă nu mă înșel, da, le-am modificat puțin. Deci aduce foarte multe chestii noi. Și desigur, cu cât adaugi mai multe moduri, cu atât o să faci ca jocul să fie mult mai interesant, poate pentru tine, pentru că adaugi, habar n-am, trofee, toate chestiile efectiv. Poți să aduci foarte multe chestii, doar trebuie să cauți modurile și să fie updatate, desigur. E bine, am simulat puțin ca să vedem aici transferurile și putem aici vedea toate transferurile care s-au făcut. Și vedem că, uite, s-a făcut un transfer interesant, Hakimi la Liverpool. Că sunt și sumele chiar sunt destul de realiste, să zic așa, sunt destul de bune. De asemenea, o să observați că cu aceste moduri pe care le-am adăugat, sumele scad foarte mult la anumiti jucători. De exemplu, jucătorii bătrâni care sunt buni, adică au 90 overall, dacă au 35 ani poate să coste 10 milioane, adică, na, pentru că se bazează foarte mult pe faptul că este bătrân. Dar transferurile, după cum vedeți, sunt destul de interesante. Deja intrăm în transferuri prea mici, care nu prea mai au sens, dar ați prins ideea. Probabil din cauza că n-am încercat această versiune, l-am încercat și probabil asta nu merge. Și acum vă arăt cam ce moduri folosesc eu. Sunt cam similare ce am pe aici, însă, da, astea sunt moduri pe care le folosesc eu, dar eu zic că astea sunt destul de bune. Pentru aceste moduri aveți un link în descriere, unde scrie modurile mele, și acolo găsiți link pentru fiecare mod. Puteți să zicați, faceți exact cum v-am arătat, dar aveți grijă, pentru că atunci când intrați în joc s-ar putea să nu se încarce modurile. Trebuie să vă dați seama dacă s-a încărcat sau nu. Cam de 2 ore trebuie să-mi fac chestia asta. Mie așa mi se întâmplă. Trebuie să de 2 ore din joc și să mai intru o dată. Dar cam asta este. Nu mi-a reușit mie toate modurile pentru că le-am descărcat foarte rapid. Așa că sper că v-am ajutat. Sper că v-am lămurit cu această chestie cu adăugarea modurilor. Dacă aveți nelămuriri, scrieți în comentarii. Eu o să încerc să vă ajut. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați la canalul nostru deja, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte. V-am pupat. Pa, pa.